Ia-i tu mâncauași pe chicioarele tale, na, uite că cât e ge frumos aici. Tu l-ai, domne, că gândești că am ajuns pe lumea cealaltă. Care e aia la altă, mă? Austria? Nu tu, aia la altă, Helveția. Tu nu vezi că ce peisaje e aici? Nici pe Instagram nu ești așa peisaje. Și dacă mă uit bine la tine, nici pe Tinder nu ești așa peisaje. Ia-i, faină. Ia, stai că mă sună mama. No, spune tu cum o simți tu. Că când mi și mie bine și mă relaxez, sună că cală să l-o strică pe distracție. Ia, că mă turbează. Da, mamă. Ia, dar ce frumos e la munte tu. Parcă-i raiul pe pământul. Ce mă bucur. Da. Nici un raiu. Ce? Vrei să vii pe la noi? Nu, no, să nu vină. Nu, să-și atacă. Bine, mamă, n-o stai să-ți împărtășesc aici rocația, nu mă pic. Tu, no. Share location, fă. Tu. Te așteptăm. Pa. Bine, tu, dușmană care mă loiești, dușmană la irimă, tu. Dar după ce o aduci pe măta pe capul nostru? Și unde se șede? Unde e la aici la rulotă? Că nu-i aște loc. Este. N-o stai. Bine, o las, stai numai să-ți dau un telefon și... Alo, Eberspacher. Eberspacher, da, spuneți. Apoi și-o ce am zis, Eberspacher, Eberspacher, Ebersmecher, că sunteți ce mai șmecher pe încălzări auto. Haude, haide repede că arde. Ce arde, încălzitorul auto? Păi așa funcționează el. Nu, domnișorul, arde situația cu socra, că care vrea să vină la noi în vizită și eu spădealuri cu muierea la vacanță. Și dacă vine și dorme la noi în rolotă cu noi în pat, poate întâmplă noaptea ceva accident, ceva, că când mă întorc, nu vreau să am probleme nouă. Haideți, vă rog, ajutați. Ok, dar dacă n-aveți probleme cu încălzitorul auto... Da, am probleme cu încălzitorul, domnul, că încălzește foarte bine și face confort. No, haideți, te rog, și stricați-l un pic ca să nu mai fie confort și să zic la socra că nu poate să vină să dormă la noi. Păi în cazul ăsta îmi pare rău că produsele noastre nu se strică nici la comandă. Aude, domnișor, mă auzi acum, ajută-mă, ori nu mă ajută-mă, te rog, no. Haideți că facem cumva, vă rezolv. No, haide, iute, te rog, iute. Dic aici ai ajuns deja. Vă salut. Bine ai venit, domnul, te rog, fă cumva și ajută la mine, că vine socra ca să dorme la noi în rulotă, domnul, și aia și fără e noaptea. O să crede lumea că noi dormim cu motor pornit și facem poluare și noi nu facem poluare, nu. Da, înțeleg situația, dar ce pot eu să fac este să montez un încălzitor Eberspacher. Nu. Pe orice, pe ambarcațiuni, pe cabine de tir, pe mașini de livrare, pe orice dacă... Aude, pe cușcă de câine se poate? Dacă cușca este pe roți... Ha? Nu, am glumit. No, haideți, domnul, că o și vă aud parcă că cum vine să strică vacanța. Vă rog, ajutați la mine. Dacă bine înțeleg, relația cu soacra este una rece și trebuie încălzită. Da. Eberspacher e specializată pe încălzitoare auto, dar... Domnul, ajut sau nu ajut, că vine asta pe capul meu, nu? Știu, dați-mi să vorbesc cu doamna. Cu soacra? Da. Vrei să vorbești dumneata cu... Nu. Nu vorbește. Alo, sărmă. Da, eu sunt. Bine, așa fel, sărmâna. S-a rezolvat. Nu mai vine, gata. Nu se poate așa ceva, nu se există. Cum nu mai vine? I-am spus că aveți nevoie de puțin timp să rămâneți singuri. Nu, bine, dar știu, dar i-am spus, dar nu interesează, domnule. Ca să-i faceți un nepoțel. Domnule, dumneata, n-ai pus mâna pe încălzitor și deja ai făcut încălzire la un lontru, ai fierbântat. Mulțumesc frumos. Dacă vă mai pot fi de folos cu ceva, aveți numărul meu, deocamdată nu mai pot sta, trebuie să plec. Numai bine, drumuri bune, Doamne ajută. Se transmit ceva soacrei? Ce să-i transmit, că nu mai ești la telefon cu ea? Păi merg eu acum la dumneai. Ne-am înțeles să-i montez un încălzitor Eberspacher pe căruța cu covilitir. Vrea să o facă all season, glamping. Du-te, domnule, de aici, nu mai de Dumnezeu sănătate că ai salvat viața! Haude tu! Ia-i tu ce năcas! Îmi vine să plânge năcas că ea că nu poate măta să vină la noi! De ce, mă? Ce s-o întâmplă, mă? Lasă-o, mă, să fie, mă, că-i fain aici și cald. Și încape și e. Încape și cald și bine, dar fii atentă, că dacă șede la ea acasă, o să primește căldură și la suflet. Mă, dar tu ce te zici acolo? Că eu nu înțeleg.
Hai da un pic până în spate, ca pe așa detalii îți dau și ți-l un explic. Hai mână cu zguruța ta, hai la pătuc, hai da, să-ți arăt ce-am zis. Hai mână cu sufletul tău. Ioi! Ioi ce? Atât am făcut.